Deci Paul are cel mai dubios cover de telefon posibil de pe planeta asta. O să vă dau un screenshot cu el. Aloha și bine v-am găsit, eu sunt Marius de la Magic 5. Așa cum am promis săptămâna trecută, pe tot parcursul săptămânii acestea o să facem o incursiune în istoria Magic 5 și am să vă prezint chestii văzute, nevăzute, interesante, neinteresante sau amuzante chiar pe alocuri din diferiți ani în care noi existăm, pentru că noi așa, duminică, împlinim 5 ani de Magic 5. Am acoperit deja anul 2016, care a fost mai scurt. Anul 2017 a fost unul foarte important pentru noi, deoarece a fost momentul în care noi ne-am definitivat ca și echipă și începând cu Cosmin, care a venit primul în mai, a urmat după el Andu, a urmat Vlad și a urmat și Eusebiu, cunoscut și ca și Bob. Și în continuare să vă prezint, și Ionuț tot în 2017 a venit. Și am să vă arăt acum o chestie pe care am filmat-o atunci, în 2017, a fost... ne-am distrat, ca să zic așa. O facem în continuare. Hai, țineți aproape, că urmează și mâine alte episoade minunate din 5 ani de Magic 5. Eu sunt Marius, uite video. Gata, se filmează? Salutare, doamnelor și domnilor! Știu că avem mulți fan și coțofan care de multă vreme n-am mai auzit acel lucru. Așa că ne-am gândit să vă arătăm un pic acel lucru. O să vă un pic și o să vă duc un pic în birou la o mică plimbare. Un pic, deci aici pe noi. Aha, ia să vedem ce fac oamenii, prietenii. Echipa se pare că lucrează. Vlad tocmai setează un moment dat. Nu e o problemă, aici avem o grămadă de link-uri pentru un proiect care se numește Eventius, nu pot bine? Și te se pare că lucrează la exact aceeași chestie. Și are și o multă consolă. Bob, ce faci, Bob? Logo-ul la Ricky, ia arată-ne mai mult un pic despre logo-ul de la Ricky. Să arată foarte bine logo de la Ricky. Și acum să salutăm și noi lumea. Salutăm lumea! Ce face lumea? Vă pupăm!